Oameni și locuri din Banat este o expoziție fotoetnografică a fotografului Mihai Turk, care a avut loc la Căminul Cultural din Giroc, în 3 martie, de la ora 16:30. Invitați speciali au fost Maria Mândroane, Octavian Gruița și Călin Andra. Vreau să vă spun că îl stimez foarte mult pe Mihai Turk. A venit cu ideea de a face acest vernisaj și s-a născut, de fapt, în urma unui proiect care a fost un proiect câștigat pe buget participativ. Este un proiect pus la dispoziție de Primăria Giroc și Consiliul Local, în care oamenii pot vota și pot interveni în administrația locală prin proiectele pe care le votează. Mihai a propus acest proiect, iar dumneavoastră ați considerat că merită să fie câștigător și atunci primăria a putut să aloce buget pentru acest proiect și să se întâmple ceea ce este astăzi aici. Și este doar o parte din întregul proiect. Pe scenă au urcat artiștii Doriana Talpeș, Roxana Goia, Bianca Opăriuc și Dorinel Gavriluț Pârvoni, alături de orchestra ansamblului Ghiocelul din Giroc, condusă de Adrian Safta. Bandată și la Giroc îi sărbătoare, săracii că vreau până la soare. Bandată și la Giroc îi sărbătoare, săracii că vreau până la soare. Prezentatorul evenimentului a fost Tania Stăvilă Tunaș. Proiectul a fost realizat de Mihai Turk prin programul de buget participativ, finanțat de Primăria și Consiliul Local Giroc. Tot la Giroc, pentru a marca zilele de 1 și 8 martie, Primăria și Consiliul Local au dorit să aducă un cadou muzical doamnelor și domnișoarelor. Astfel, în 3 martie, de la ora 18, la Căminul Cultural Giroc, a avut loc Festivalul Ghioceilor, un spectacol oferit de ansamblul Ghiocelul alături de soliștii Casei de Cultură. Au urcat pe scenă Sorana Mariș, Stana Milu, Loredana Sur, Andreea Indru și Yasmina Armioni. Primăvara, poiană cu flori, așa zbănățănii mei de sărbători. Când e primăvara, poiană cu flori, așa zbănățănii mei de sărbători. Mândru-i Banatul și bănățănii mei, mândru-și petrec la ruci la ligei. Mândru-i Banatul și bănățănii mei,